Bună seara, bună ziua, dragii mei, ce cu soarele luna Venus ascende nodul nord în Capricorn. Iată, mă sunt Arătela cu o nouă etalare pentru decembrie 2021. În timp ce am amestecat cărțile, energia generală, mi apare trei de cupe și roata norocului. Evident că vreți să vă bucurați de sărbător, să schimbați energia, probabil energia în care ați fost. Să schimbați ceva. Poate că de sărbători, trei de cupe așa, văd întâlnire cu prieteni, momente faine. Păi ce poate să fie? Astăzi a fost moș sau este moș Nicolae, mai încolo eu știu ce moș, apoi Revelionul, apoi alți sfinți și sfințișori. Tot o bucurie, dar bucuria aceasta va duce, interesant, o schimbare de energie în viața voastră. Și cred că au fost niște probleme. Valetul de foc și șase de cupe. Vreți să vă împăcați cu cineva? Iar valetul, da, cu cineva. Vreți să mergeți, să alegeți, să mergeți, da. Să mergeți spre o persoană dragă, ori oamenii, copilărie, din cartier, de pe lângă familie, șase de cupe, da? Vreți să vă întâlniți cu oameni dragi sufletului vostru și să schimbați o energie. O să vă zic eu ce fel de energie, pentru că apare în acest set de cărți. Pentru unii dintre voi. Dar, în principiu, e fain. Hai să terminăm cu aceste mesaje plus. Vreți să schimbați o dezamăgire, da? Să, în loc de trei de spade, să fie trei de cupe, cum v-am văzut mai devreme. Și să manifestați ceva nou. O nouă relație, o nouă etapă în viața voastră. Puteți să fiți voi înnoiți, renunțând la aceste trei de spade, dar poate să fie altcineva care suferă pentru voi. Și trei de cupe se reprezintă și cu șase de cupe dorința de a împăca situația într-o formă sau alta, știți? Măcar printr-un cadou, pentru un moment de voie bună, într-un fel sau altul, da? Trei înseamnă și comunicare. Dacă comunicarea cu cineva nu a fost suficient de agreabilă, acum vreți să schimbați, să oferiți un cadou și să împăcați lucrurile. A mai apărut interesant Marea Preoteasă și Împăratul. Dacă sunteți într-o căsătorie sau cineva care e într-o poziție importantă, profesional sau familiar, tradițional, se cam uită, ia uitați, se cam uită la Marea Preoteasă. O persoană misterioasă, dar foarte, foarte diferită de această structură. O persoană spirituală, sensibilă, emoțională, aproape total opusul împăratului. Și probabil că opoziția aceasta va atrage. Sau e o situație în secret care va atrage. Va atrage ca un magnet, ca un mister. Iar am zis, posibil unii dintre voi să fiți într-o poziție importantă sau chiar căsătoriți și atunci, ia uitați, roata norocului, se schimbă energia, vă întâlniți cu cineva, e o întâlnire de destin cu cineva, probabil cu marcaj în semn de aer, deci nu obligatoriu, dar ați vorbi și n-ați vorbi, uneori când nu vorbiți, aveți voi metodele voastre sau ei, prin care vă urmăriți, da? Cuvântul într-o direcție, privirea în alta, interesant, stați de vorbă cu cei... cu cei cu care sunteți în contract, vă uitați înspre roata norocului, înspre mister, înspre schimbarea asta diametral opusă. Interesant. Vedeți și voi. În fine, sunt multe, dar e o persoană importantă pentru unii, dacă nu sunteți voi aceștia importanți. Acum nu ar fi toți capricornii importanți, dar vedem. Hai să vedem energia generală. Energia generală pentru Capricorn și Capricoance, soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn, decembrie 2021. Asta a venit altfel. Regina de ape, emoții, dragoste, sensibilitate. Cine zice că nu simte un capricorn? Greșește, îmi pare rău. A, că nu arată, că se preocupă de alte lucruri terestre, partea a doua, de asta nu înseamnă că nu simte. Patru de cupe, interesant, și doi de cupe, roata norocului, întâlnire de destin. Sau, cu alte cuvinte, nu. Da, e o întâlnire de destin, aveți o întâlnire specială în viața voastră. Voi v-ați întâlnit cu cineva, hai să zic altfel, da? V-ați întâlnit cu cineva la un moment dat, foarte special vouă, dar au apărut niște probleme în acest cuplu sau undeva în viața voastră, a lor, al
a voastră sau între voi doi, cinci de pământ. Însă, lucrurile încep să se schimbe, da? Roata norocului este timpul, este timpul ca aceste două suflete perechi, voi și cu încă cineva, să manifeste altceva. Chiar dacă este un dor între voi, posibil să fie distanță, posibil să fie, eu știu, o dezamăgire, e un dor, e o tristețe, e ceva. Nu e încă bucurie. Bucuria trebuie să vină luna aceasta prin 3 de cupe. Acum am văzut 4 de cupe, da? Nostalgie, dor. Da. Asta înseamnă cu regina de cupe să vă deschideți sufletul, voi sau ei. Vedem. Ce legătură are această regina de cupe? Regina de cupe este energie emoțională, energie, da? Energie maternă, sensibilă, romantică, lacrimogenă uneori, dar e foarte intuitivă și foarte delicată. Energia generală, că sunteți voi, că e o persoană la care vă gândiți, vedem. Opoziția voastră nu obligatorie, poate să fie și la semn de apă sau poate să fie orice alt semn, ca să fie clar, orice zodie, dar poate are marcajare ascendentare lună în semn de apă și orice zodie ar fi, devine instantaneu semn de apă prin aceste marcaje, da? Ca să vă fie clar. Mesaje de la Înger pentru Capricorni. Poate voi începe să deveniți mai sensibili, mai nostalgici, mai romantici. Sărbătorile acestea vă fac mai... vă ating sufletul într-un fel sau altul și prin decembrie ziua unor capricorn, da? Va atrage alta energie. Ia să vedem. Aveți credință. Interesant. Aveți credință. Lucrurile, asta înseamnă că treceți prin multe situații. Aveți numărul 12 similar cu spânzuratul. Da, trebuie să dezvoltați credință. Acțiunile vorbesc puternic. Este nevoie de o atingere fizică, chiar dacă există o legătură spirituală între voi doi. Între voi doi e legătură spirituală. Ori acest personaj se gândește la voi, ori voi vă gândiți la ei. 4 de cupe, am zis, este și o nostalgie. Și trebuie să aveți credință, să vă schimbați eventual perspectiva, să vă întăriți, da? În spiritualitate. Clarificăm, adică nu clarificăm, pardon. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Decembrie 2021. Ia că am ajuns și în 2021. Iar invidii, iar discuții și voi aveți... Uf, uf, uf. Capricorni. Oh, soarele! Mai ce frumos! Soare în suflet, cum zic eu. Dacă ați ajuns la această poziție, este minunat. Aici este ceiulețul meu. Sper să nu zărăcească soare. Ori copilul unora dintre voi, regina de cupe, poate să fie o mamă pentru unii. Vedem. Vedeți. De fapt, vedeți voi. Da. Bucurie că am văzut 3 de cupe. Bucurie în suflet. Poate să fie și trezire, spiritualitate, provocarea 4 de bâte. De ce ar fi provocare? O să vedem. Poate unii sunteți între un semn de foc, între soare și alt semn de foc, berbec, săgetător și altcineva. Dar, în primul și în primul rând, este casa. Energia voastră masculină, felul în care acționați în credință și cu bună credință și cu sufletul deschis și ceva care este acasă. Ar trebui să fie ok, vedem la clarificări, de ce este provocare. Vedem. Pentru că ambele sunt benefice. Undeva în trecut aveți un cavaler de cupe. Cineva doritor să exprime sensibilitate, romantism, poate chiar acest suflet pereche, care cred că uneori este dor de voi, poate și voi, simțiți o nostalgie față de cavalerul de cupe.
Cineva a venit cu sufletul deschis înspre voi, posibil, sau voi înspre ei. Șase de cupe, măi, dacă te emoții. În ultima vreme, șase de cupe. Iar această conexiune, o să vedem la clarificări, această conexiune eventual s-a întărit. În momentul în care cineva a venit, probabil celălalt nu a pierdut o oportunitate, da? Patru de cupe. Totuși, în ultima vreme, se vrea recunoașterea acestei conexiuni, o conexiune spirituală. Da? Am văzut conexiune spirituală, da? E o opție. Se vrea împăcare sau întâlnirea. Am văzut și aici. Șase de cupe. Întâlnirea, sau nu mai știu când era. Era pe aici. Sau mai devreme. Vedem. În principiu, cărțile arată bine, dar să vedem și restul și clarificările. În viitor, temperanța, echilibru, vindecarea, conexiunea cu, apropo de conexiunea spirituală, trezirea la o nouă conștiință sau spiritualitate. În prezent aveți trei de monede. Prezent și viitor apropiat. Trei de monede în principiu e bine. Hai să-l pun așa, nu spun. Trei de monede înseamnă colaborare, construcție, construcție spirituală cu soare, trei de monede și temperanța. Și aici este provocarea. Probabil că unii dintre voi vreți să vă vindecați, să vă echilibrați, să creșteți spiritual și provocarea este ce faceți cu casa. Rămâne de văzut. Poate să fie și o construcție la locul de muncă. Vreți să ieșiți în evidență, să munciți? Cam așa fac capricornii. Vedem și la clarificări. Sfatul este să renunțați, să vă eliberați de sentimentul de trădare, de boală, de suferință. Este sfatul vostru, da? Să puneți capăt acestui sentiment și să vă regăsiți acest soare în suflet. Dar apare și vindecarea, da? Are logică. 10 de spade și vindecarea în viitor. Poate ar trebui să mergeți la o consiliere, în cuplu sau separat. Vedeți, astrologică, de tarot, de ce mai fi, sau în domeniul vostru. Sfatul, exterior, pardon, lumea, cineva de la distanță, de peste hotare, posibil se gândește la voi. Dar lumea înseamnă și încheiere de capitol. Ceva s-a încheiat între voi și cineva de la distanță. Rămâne de văzut dacă se va continua romanul. E un capitol. De ce vă este teamă de magician? Să nu vă păcăliți, să nu vă păcălească cineva? Mare grijă? Să o luați de la 01, dacă ați încheiat un capitol cu cineva? Vă este teamă? Ce să faceți? Ce să faceți? E o trădare, e o încheiere de capitol și o manifestare. Dar fiecare în poziția diferită. Sfatul, exterior și frică. Ce vă doriți? Șase de monede. Să vă ajute cineva să vă echilibrați financiar, poate. Să primiți ce n-ați primit până acum. Poate este dreptul vostru, e o chestiune de balanță, de justiție. Cineva să echilibreze financiar sau prin altfel de atitudine. O situație. Interesant. Vedem la clarificare. Ce reușiți să faceți? Interesant. Să manifestați această eliberare, da? De trădare, de trecut, de suferință. Poate că, dacă nu sunteți voi, să fie cineva cu marcaj puternic, semn de aer. Și ei trebuie să se elibereze și voi să-i primiți, să zic, cu sufletul deschis. Aveți credință, încredere, că va fi bine. Posibil și asta. Dar, nu obligatoriu. Asul de spade. Este o victorie. Reușiți să aveți o victorie, să înțelegeți cu soare și cu asul de spade, să înțelegeți niște lucruri care vă vor aduce vindecare și echilibru și balanță și justiție în viitor. Înțelegeți că ați fost manipulați de cineva, păcăliți. Nu dau zodii că nu este permis. Nu, îmi pare rău. Nu. Nu acuz alte zodii de un anumit comportament. Dar ceva s-a întâmplat în viața voastră.
Ia uite, asul de spade și renașterea, judecata. Vreți să renașteți. Vreți să gândiți corect. Vreți să... Și cum poți să gândești corect să... dacă nu ocolind orice influență nefastă, malefică sau, da? Orice magician sau influență negativ. Și, dragii mei, magicianul poate să ne reprezinte și pe noi. Acum vreau să fiu corectă și vreau și voi să fiți corecți. Uneori ne păcălim singuri, singurei. Și ce ușor să dăm vina pe unii și pe alții. Singuri ne păcălim. Și asta, când sunt lucrurile toate roz, da? Când sunt lucrurile roz, atunci apare această trădare, da? Autotrădare, autosabotaj, autopăcăleală. Da. Niciodată nu e totul perfect. Da? Cât ar fi de frumos, niciodată nu e totul perfect. Și aici este trezirea. Și judecata și înțelesul unor lucruri. Dar ne bucurăm. Dar asta nu înseamnă că e perfect. E extraordinar. Extraordinar. Da. Vreți să manifestați vindecare, adevăr, justiție, creștere spirituală unii dintre voi? Vorbesc și cu... Pe canalul meu sunt oameni care vor să crească spiritual. Vă place, nu vă place, asta e. Dar pe canalul meu sunt oameni care vor să crească spiritual, care nu se gândesc doar la viața de zi cu zi. Așa că aceste mesaje sunt și pentru aceștia dintre voi. Și eu știu Capricorn care investesc foarte mult în creșterea lor spirituală. Așa cum sunt ei pământeni, dar sunt ființe complexe. Da. Asta înseamnă conflict. Transformarea voastră va aduce conflict în jur. Da. Necesită răbdare, da? Și speranță, credință. Detașare de cele negre, de cele triste. La capătul setului de cărți, 7 de cupe. Ia uitați, o confuzie. E o visare. Posibil. Interesant. Regina de cupe. Iar apare regina de cupe. Are în spate, încearcă să se abțină. Eu cred că încearcă să se abțină în relație cu voi, în relație cu un potențial. Puteți să fiți voi acest as de monede. Relația cu voi. Încă e nemanifestată. Din cauza unor lupte. Poate să fie această putere lupte interioare. Dacă regina de cupe are planete în zodia leului sau fecioare, să o creeze, să o facă un pic mai mândră. Deși își dorește să veniți înspre ea, visează. Visează că veți veni înspre ea. Poate, eu știu. Dar această regină de cupe are această mândrie în spate. Și regina de cupe a mai explicat. Nu zic, nu știu că e o anumită zodie. Da. Persoană foarte sensibilă, dar și foarte mândră. Poate și voi visați. Cum să vă duceți înspre acest personaj știind și să o cuceriți știind că e destul de mândră? Și... Cred că din cauza aceasta și asul a rămas în stadiu de as, nu a crescut. E confuzie. Hai să vedem totuși, dragii mei Capricorn, soarele ce înseamnă central. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite. Vindecare, analiză. Dar vindecarea asta vine tot prin spiritualitate. Aici e temperanța în această vitraliu. În acest vitraliu eu văd temperanța. Pentru cei care vor să mai învețe și de la mine, nu doar de la alții. Dar meditați un pic la sufletul vostru. Cum să vă regăsiți soarele, energia. Dacă ați fost bolnavi, energia. Cum să vă ridicați din pat, din boală. Și evident că prin credință, rugându-vă, da?
Dacă la început nu puteți decât să stați în genunchi sau întinși și să vă rugați, a doua oră stați în genunchi, pe urmă vă ridicați și tot așa. Credința ne dă energie. La capătul setului de cărți, iaute. Regele de monede, regina de bâte și șapte de spade. Pentru unii dintre voi am senzația că vă doriți o persoană care nu e lângă voi, care vă aduce multă bucurie, emoții, vă hrănește pământul, dar aveți în spate o persoană geloasă. Uitați cum se uită regina de bâte la regele de monede. Care regele de monede se uită la cupele sale? Trebuie să învețe să se iubească ca să vină înspre cineva anume, față de care simte mult dor. Însă, există aici asta o păcăleală, e o minciună. O minciună. Șapte de spade, cineva care, am zis, magicianul, vă manipulează și nu dau să o de dragii mei, că oricine poate să vă manipuleze. Și repet, să nu uităm că ne putem păcăli și singuri. Să zicem că las că merge, las că e mai bine așa, las că așa. Eventual trebuie să vă vindecați. Posibil să fie în casă acest personaj, pentru că văd iar 4 și 4, să fie acasă. Pentru că văd aici soarele, nu soarele, văd floarea soarelui și văd și aici, ar putea să fie aceeași persoană, da? De care trebuie să o analizați, de care trebuie să vă vindecați. Să vă vindecați de stilul lor de a vorbi. Clarificăm 4 de bâte odată. Sau poate să fie și invers, dar nu mă interesează. Eu zic de ca și când ar fi așa, de 2 ori, de 3 ori. Ia uite, 9 de cupe. Aici este provocarea. Acasă să vă puteți bucura de relații în care vă simțiți bine. Nu în care vă simțiți obosiți și răniți și tot timpul trebuie să vă vindecați de vechile răni, tot timpul, da? Și uite, așa se strânge un ciclu de răni, de discuții, de cuvinte. Aici este provocarea. 4 și 4. Cum este casa? Posibil. Este cineva acasă care este prea glamuros, prea necesită atenție, vrea atenție. Și voi vreți acasă, de fapt, aici e analiza la care veți ajunge. O relație frumoasă este o relație cu cineva care nu cere tot timpul atenție pentru că se iubește suficient. Cât să nu caute validare și acceptare și eu știu ce, în stânga și în dreapta. Înțelegeți? La capătul setului de cărți aveți un alt patru. Și un zero. Și un nebun. Asta e. Vă doriți foarte mult acest nou. E un nou. O schimbare, că am văzut și roata norocului. Da? O schimbare de energie, că tot a fost eclipsă de soare, da? Și asta înseamnă eclipsă de soare, schimbare de energie, shift zero, da? Shift energie. De la acest stres în casă la un confort și armonie. Și aici e provocarea, cum ajungeți? Cum ajungeți, în primul rând, prin dragoste față de voi, prin creștere spirituală, da? Prin înțelegerea și temperarea egoului și al vostru și al lor, că am văzut soarele, am văzut și puterea. Clarificăm cavalerul de cupe în trecutul îndepărtat odată. De două ori. Pentru unii acasă, o să vedem, da, s-ar putea să vină cineva acasă și să vă simțiți bine, să aveți o petrecere.
Și atunci, la acea petrecere, printre paharele pe care le beți, să vină, să înțelegeți voi, de fapt, să vină trezirea. Trezirea din amorțeală, din meditație, din stres. E un stres pe care încercați să-l analizați, să-l ordonați. Da? Posibil o petrecere cu prietenii. Să vă provoace eventual acest soare, declanșarea, da? Din patru de spade, să intrați în soare. Hai să vedem. În bucurie și trezire. Șapte de bâte. Cândva a venit cineva și v-a oferit o romanță, emoții, vindecare, dar celălalt a fost defensiv. Celălalt a creat tot timpul ziduri. Ceva n-a mers. Da? Ceva n-a mers. Sau a venit celălalt cu emoții, cu suflet, cu sensibilitate, dar celălalt era ocupat. Uitați că parcă nici nu se uită, da? Ocupat cu o luptă. Luptă cu ei, luptă cu, eu știu ce, dușmanii patriei. Luptă. Ceva n-a mers. Ia uite, șapte, ia regina de câte, ia la același format, da? Voi ați vrut ceva nou, eventual, dar aveți în spate un personaj. Ah. Posibil acest personaj, acum simt, când a venit dragostea în viața voastră sau a lor, eu zic a voastră totuși, vedeți dacă sunteți aici sau nu, ați avut în preajmă pe cineva care tot timpul vă bruiază. Cine acest personaj gelos, pătimaș, nu pasional, da? Poate să fie și o rudă. Da? Oricine poate fi acest personaj. Dar cam egoist. Clarificăm șase de cupe. O dată. De două ori. De trei ori. Regina de spade. Ia uite. Acasă. Mari dezamăgiri, o însingurare. Sunteți singur acasă, ați fost singur acasă. Posibil a trebuit să vă separați cu regina de spade. Văd. Poate să fie și doctoriță, și notăriță, și avocată, da? Văd o separare. Și separarea aceasta va separa și pe voi și acest suflet. E un suflet care a venit, un prieten, o prietenă de suflet, cineva drag. Pentru unii dintre voi, în ultima vreme, un personaj rațional, care încearcă să fie corect, simțiți că vă înțelege. Regina de spade, șase de cupe. Posibil. Oricine poate fi regina de spate, repet. Un personaj cu marcaj, zic marcaj, nu zodie, marcaj puternic în gemeni, balanță, vărsător. Simțiți că e o legătură profundă între voi. Deși posibil, pentru foarte mulți, să fie și o separare acasă. Ia, mai dăm o carte pe regina de spade odată. De două ori. De trei ori. Ia, uite, roata norocului. Întâlnire de destin. Regele de cupe. Da, simțiți emoții, simțiți dragoste. Vreți să lucrați. Vreți să vă cuceriți. Simțiți că vă înțelege?
Dar e cineva gelos în spate. Eu așa simt. În spatele lor, în spatele vostru. Cineva nu e de acord cu relația voastră. Clarificăm 3 de monede. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Regina de cupe, ia uite. Și 3 de monede. Regina de cupe. În prezent. E o situație tristă aici. Un personaj posibil. Posibil cu marcaj în rac, că așa se întâmplă în opoziție cu voi, rac și capricorn. Și în general opozițiile atrag. Dezamăgiri, așteptare, suferință. Mai dăm o carte pentru prezent. O dată. De 2. De 3 ori. Ia regele de cupe. E o separare. Cu 10 de monede și turnul și justiția, e o separare în viața cuiva, de soț, de soție, de mamă, da? Care este necesară ca să transformați o dragoste profundă pe care o aveți față de cineva sau cineva să se transforme. Dacă a fost un trio, pentru unii știu că a fost un trio, probabil că ei vor să pună capăt, vădrac, scorpion, poate să fie și pești, nu, sau marcaj puternic. Dar dacă a fost un trio amoros, cineva vrea să pună capăt acestei situații. Și să-și echilibreze, să se vindece, să se echilibreze emoțional. Mai dăm o carte pentru prezent, o dată. De 2. Pentru că văd aici decepții, trădări. De 3. Ia uite, iar turnul. Măi, ce separare, măi. Măi, ce separare. Și aici avem o aventură, o atracție pentru cineva. Mister. Pisei. E cam... cam încălcită treaba. Clarifică în 10 de spade. Spate odată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite. Vă simțiți trădați. Dar trădarea asta trebuie să... sau poate nici nu știți că cineva suferă, a fost trădat. Ia să vedem ce... Mai dăm o carte. 10 de spade, sfatul. Eu iar niciunele. 10 de spade. Și Marea Preoteasă. O dată de două ori. Iar îndrăgostiți. Extraordinar. Mai. Am mai spus, nu mai știu la ce zodie. Dacă aveți de-a face cu un narcisist care v-a mințit, v-a trădat, singura soluție când plecați din preajma unui narcisist este pe furiș. Nu este nimic ocult, absurd. Sunt sfaturile tuturor psihologilor. Dacă ați avut de-a face cu un narcisist, plecați tiptil, tiptil. Dacă ați avut de-a face cu niște secrete și minciuni, puneți capăt acestor secrete. Între relație karmică și darmică. Aici trebuie să fiți. Iar apare regina de băte. Între o relație pătimașă, nu pasională, și o relație predestinată. Aici sunteți. Între. Clarificăm lumea. Exterior, odată. De două ori. De trei ori. Și nu sunteți voi. Nu, poate că e altcineva.
Regele de cupe. Cineva e obsedat de voi. Eventual, posibil că ei încheie capitolul cu voi, posibil. Și asta vedeți unde sunteți. Poate sunt ambele. Poate sunt ambele. Mai dăm o carte pe acest diavol și lume. O dată. De două ori. Așa cum apare și aici. Posibil cineva să se pară de voi. Regina de cupe, trei de monede. Sunteți a treia zodie de pământ, da? Moartea și trăsnetul. Ia uite, opt de spade, iar este legătură mentală, obsedantă. Mai dăm o carte, că nu mai știu de câte ori am amestecat odată. De două ori. De trei ori. Împărăteasă. Mama copiilor voștri, pentru unii, sau mama voastră. E o mamă. Pentru unii. Pentru alții, îmi pare rău să zic că este o femeie distorsionată, că tot se zice distorted woman, da? Feminin. O femeie distorsionată. Poate să fie cineva care v-a dorit, soțiile, vă dorește insistent să fiți soțiile lor, da? Da, e o legătură karmică, iau, uitați, legături strânse de a se încheie acest capitol. Poate și distanța, poate vă trimite, eu știu, mergeți undeva departe, sau pur și simplu se încheie acest capitol. Au, da, mai simt ceva. Un personaj, posibil feminin pentru unii bărbați, deci, da, posibil feminin, de la distanță. Asta, așa simt, așa zic, a făcut o obsesie pentru voi. A avut impresia că ei sunt parte din cuplu divin. A fost o impresie, eu cred că a fost o păcăleală a lor. Am zis că de multe ori ne păcălim. Este doar o impresie. A apărut de prea mult, de multe ori șapte de spade. De prea multe ori este doar o impresie. Da, v-au văzut ca și ce-au imaginat, s-au legat la cap, s-au programat pe ideea că voi trebuie să fiți împreună, că între voi există o legătură karmică. Cine e acest personaj posibil feminin? Posibil feminin. Deși nu obligatoriu, dar posibil feminin pentru unii bărbați. E obsesie. De două ori apare obsesie. Și avem destule secrete și mistere și trădări și păcăleli și autosabotaje. De-aia zis, cineva s-a păcălit. Singur. Când începem să avem câte o fixație pentru o persoană, înseamnă clar că ne dăm cu, cum zice, ne lovim de pragul de sus, cred, ca să-l vedem pe ăla de jos. Sau ne pune singur piedică. Pentru cine citesc, vă rog frumos să-mi spuneți. Tot încerc să înțeleg ce e această femeie. Că aici este o femeie. Și acum văd că totuși energia aceasta feminină, în prezent regina de cupe, regina de cupe și aici, vrea să încheie ceva. Moartea și trăsnetul. Separare. Da? Și aici la fel. Clarifică magicienul. Poate mai clarifica și voi ciudățenile care apar, că zău, dacă poate un om să dezlege toată încurcătura din viața unei singure persoane. Mai ajutați-mă și voi. Ia uite, valetul de spade.
Da, discuțiile acestea, vei se teamă de faptul că cineva vă poate urmări sau vă urmărește sau vorbește, cum am zis mai devreme, să și vede. Nici nu trebuie să apară magicianul, dar se vede, vorbește una și de fapt se gândește în altă parte sau are alte intenții. Vă este teamă. Pentru că, uitați, trebuie să încheiați acest ciclu de trădări. Vorbesc pentru capricorni, nu pentru altă zodie. Pentru capricorni. Ia uite justiția. Separare. Conflicte. Confuzie. Și un oarecare egoism la 6 de bâte poate fi prin a treia, atâtea cărți negative, 6 de bâte, cam greu poți să le iei de victorie, da? Dar, în acest context, vă este teamă de nedreptate, vă este teamă de karmă eventual, de consecințele unor cuvinte spuse într-o formă nesigură, să zic, sau de acțiune, acțiune vorbesc puternic, că este teama voastră, că, da, e teama voastră, nu altuia, că la Capricorn citesc, dragii mei, la Capricorn citesc. Nu la mama. Mama e, nu e Capricorn, slavă Domnului. Dar, sărăcuța, ce să mai la vârsta ei, ce să mai, a trăit și a destule. 6 de monede, ce vă doriți? Echilibru, justiție eventual, să primiți ceea ce meritați eventual, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Împăratul să vă echilibrați viața. Eventual, să primiți de la bărbatul divin, de la soțul vostru, de la tată, de la job, de la șef, să primiți bani pe care îi meritați. De la soț, dacă e un divorț, să primiți acea împărăteasă. Da? Vedeți cărțile? Și aici este împăratul. În primul rând, să fiți în echilibru, să vă echilibrați financiar și să manifestați dreptate. În al doilea rând, așteptați bani de la soțul vostru, tatăl vostru, un personaj important și eventual job, nu știu, șef. Că sunt supărați. Iar, în acest contract, mai dăm o carte pe acest împărat. O dată. Mai, ce talare! Mai Capricorn, o dată. De 2 ori, de 3 ori. Luna! Aici sunt niște secrete. Iar, regina de bâte. Discuțiile, invidiile, am zis corect, da? Sper, da. Tot aveți pentru unii. Există cineva? Mai, mai, mai. Care are un copil la care ține foarte mult, dar are și o mare dezamăgire. Că sunteți voi acest personaj, că este altcineva. Și acest personaj trebuie să aleagă. Dar este foarte mult influențat de alte persoane. Este foarte mult influențat de alte persoane. Pentru cine e mesajul, voi știți. Acum, ce vă doriți? Luna. Vă doriți, dacă sunteți doamne, un bărbat corect, asumat, echilibrat, care să vă susțină, să vă fie alături când vă este greu, să vă și simtă eventual. Vă doriți eventual să aveți, ea mai dăm pe lună, controlul asupra emoțiilor, să vă găsiți controlul într-o situație foarte confuză și să vă echilibrați luna odată, de 2 ori, de
trei ori. Ia uite, grijă. Da, vrei să se facă dreptate într-o situație, acasă. Acasă, cu soțul, cu soția, cu... poate să fie și la job, da? Această situație v-a adus multă suferință și voi și altor persoane, da? Și griji, da? Posibil să fi fost un trio pentru unii, pentru că sunt trei persoane. Dar șase înseamnă echilibrare. După situații dezechilibrate, împăratul înseamnă iar să vă găsiți pământul de sub picioare în, după momente grele. Am tot văzut, da? După separări, după confuzii, după trădări. Posibil acasă sau într-un contract, poate să fie și la locul de muncă. Pentru unii, vrei să echilibrați viața cuiva care știți că are multe confuzii și stres și influențe negative. Acum, mai da ce că îți clarificăm echilibru odată. Vindecarea de toată această nebunie de două ori. De trei ori. Să stați în picioare, să rezistați și să vă vindecați. Iar casa și pasiunea. Clarificăm acum reușita. Totuși, aveți această reușită. Să înțelegeți lucrurile. Eu m-am străduit cât am putut mai, pentru că sunt totuși colectivă, etalară, nu vorbesc de o persoană, sunteți mulți, vedeți unde vă găsiți. Dar încercați să vă găsiți adevărul, dreptatea, dar adevărul e în voi. Ca să se poată manifesta dreptatea în viața de zi cu zi, trebuie să găsim dreptatea și adevărul în noi. Să renaștem, să vă ascultați intuiția, să vă ascultați îngerii care vă cheamă la o nouă viață, la vindecare. Da? Eventuală exprimare emoțională. Clarificăm asul de spade. Puteți să începeți ceva nou cu cineva, eventual. Dar vă trebuie totuși timp să vă vindecați. Am mai zis eu odată, nu săriți într-o relație într-alta. Dați-vă timp de vindecare. Și acești ași se vor manifesta în timp. Deci odată, de două ori, de trei ori. Uite. Regele de bute și asul de spade. Vă regăsiți încrederea în voi. Vă regăsiți încrederea în voi și determinarea să mergeți către ceea ce ați înțeles și v-ați propus. Clarificăm judecata. O dată. De două ori. De trei ori. Da. Vreți să mergeți mai departe, să renaște și să mergeți, să evoluați, să vă transformați. Să o luați de la zero. După o perioadă de lungi decizii. Uf, ce greu să... Și să vă vindecați, da? Clarificăm asul de cupe odată, de două ori, de trei ori. Puh, ce frumos, vindecare! Da? Vindecare! Da, vreți să mergeți, lăsați aceste ape tulburi și să mergeți către adevăratul soare. Ia uite, dreptate, claritate. Regele de spade, da? Să vă adunați mințile, să vă vindecați. Unii poate aveți nevoie să vă consultați cu un doctor. Dar nu pentru toată lumea e valabil. Însă, cărțile de final, ce reușiți să faceți, sunt minunate. Uf, în toată această poveste foarte, foarte obositoare și toxică și, repet, uneori ne păcălim, adesea ne păcălim singuri. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, sărbători fericite și pentru cei care sunteți în decembrie, la mulți ani eventual. Înainte, vă pup, numai bine, ceau, ceau!